circ la română, Marian? Mă rometi, sper că nu. Roman intervenic sau roman realist? Ok, perfect. Ce pică la bag la română? Deși, atent, eu m-am trezit astăzi și credeam că pică ultima noapte. Puh! Dar mi-am amintit că ieri era curcubeu pe cer și știi ce înseamnă curcubeu? Două semne. Ce înseamnă? E maică tânără iubirea sau corola de minune a lumii. Wow! Wow! Nu, wow, ce nu, Leon, că nu. Camara cu noroc. Ce crezi că o să pice la bag? Uite, Doamne ajută să pice Ion. Uite, asta are și tu. Salut, Moromeții de Marin Preda. Roman Moromeții. Ești sigur? Sper. Salut, ce crezi că o să pice la bag? Bă, eu cred că o să pice blaga. Lejer. Nu știu ce pică. Borco, ce pică la bag? În primul rând fața. După aia, eu o să pic pe subiect. Am un feeling că o să pice ultima noapte. Ok. Așa, gata. Ce crezi că pică la bag? Nu Ion. Ce pică la bac? Bă, eu am auzit că s-a tras moromeții și rezervă nu joc. Moromeții, eu vreau moromeții și cred că o să pice moromeții. Dacă nu, oriceva cu țărani. Ce pică la bac? Pică moromeții, deoarece am citit în stele și fie pică moromeții, fie pică moromeții, fie pică moromeții. Ce crezi că pică la bac? Ce pică la bac? Ce pică la bac? Moromeții, Eminescu sau Roman Interveni? Șmau. Ce pică la bac? Moromeții sau Ion, am văzut eu. Ce pică la bac? Ultima noapte sau batac? Salutare, dragi și agoniști, este ora 12:03 și tocmai aici au ieșit elevii noștri de la bacalaureat. Suntem aici cu Denis. Hai să-i dăm o bomboană întâi. Spune-ne, editor, cum a fost această sesiune de bac? A fost ok, subiectul 3 în special, adică nu mă așteptam neapărat să fie Ion, dar a fost bine, am știut. Subiectul 1 a început cu un exercițiu foarte greu, trebuia să dăm sensul din text a secvenței de bună seamă. M-am gândit foarte mult, n-am știut și aia a fost. Sunt trist din cauza asta, dar sunt fericit în general. Este foarte bine. Ha? Și să te rog frumos, ne zici cum a fost bacul pentru tine. Deci bacul, da, a fost fain, acum tocmai l-am dat. A fost ca un examen, ca un subiect, ca o simulare, aș zice chiar. Și a fost și chiar ușor. Și a fost nou stres, chill. Te-ai descurcat bine? Da, am cam rupt-o, aș zice. Bine, aflăm, nu? Dar, da, recomand pentru toată lumea. A fost o experiență faină și chiar recomand. Adică, gen, chiar a fost fain. Și l-aș da încă o dată dacă aș. Super, asta vrem să auzim. Mulțumim! A fost ok. Băi, tu știi cum am zis? Stai, că facem interviu, stai. O să apar pe YouTube pe tele azi. Așa spune-ne acum. Ce? Ai primit bombonica acum zile. Cum a fost bacul? Foarte bine, am zis Sopro. Și de mama și de tata. Sorin, Sopro, cum a fost bacul? Bă, e, bă, nu pot să mint. A fost destul de ok, dar în afară de prim, de sinonim. Bro. Ce ai scris? Probabil. A fost foarte bine, aplicat exact ce am zis eu, aplicat Ion. L-am știut, cred că se ia 9:10. Mă enervează, mă frustrează foarte tare acel sinonim la care am stat jumătate din timpul la care am timpul pe care mi l-am acordat pentru subiectul 3. Am scris ultima noapte și dau nota exuberant, extraordinar, n-a picat moromeții, a fi zapatorilor, în cazul care nu știați deja. Foarte distractiv, frumos la bac nu mai venim. Bă, la sinonim nu prea a fost ok, de bună seamă. Bine, în afară de subiectul 1-1, nu știu să dau sinonime și nu voi ști niciodată, deci nota mea începe de la 9:40. Extraordinar, mi se măie picioarele și îmi crapă capul. Te-ai descurcat? Zic că da, a fost ok. A picat ultima noapte, așa că creierul ăsta a dat prezint. M-am descurcat bine, cred că am interpretat bine și poezia, am scris frumos la argumentare, am scris frumos Ion, 6 pagini, în total am avut 10 pagini scrise. Dificil. 3. A fost o surpriză
extrem de plăcută. Dar vezi că am nimerit-o cu predicția. Da? Cum a fost la examenul maturității? Nu mi-a dat logaritmul, dar în rest am știut.